Învață cum să pui banii în mișcare. Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine. Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre siguranța tranzacțiilor online, fraudă, premii false sau recomandări de investiții păguboase prin care se încearcă furtul datelor personale sau chiar a banilor noștri. Atenție la modalitățile de fraudă. Iată câteva sfaturi pe care să le ai în vedere pentru protejarea informațiilor și a banilor pe care îi gestionezi electronic. În primul rând, nu oferi informații despre cardul tău, indiferent cine le solicită, prin orice canal de comunicare, telefon, e-mail sau SMS. Această tentativă poartă denumirea de phishing, în traducere în limba românească, în română pescuire, prin care un utilizator neautorizat încearcă să intre în posesia datelor tale. Singura excepție este necesitatea de introducere a datelor cardului atunci când efectuezi plata online la comerciați prin mijloace sigure și autorizate. Al doilea element important este să menții confidențialitatea PIN-ului, codului de securitate trecut pe cardul tău și să ai parola 3D Secure integrată în înrolarea online. În al treilea rând, pentru asigurarea securității tranzacțiilor efectuate prin internet, să trebuie să-ți înrolezi cardul în serviciul 3D Secure. Aceasta îți oferă o siguranță sporită în efectuarea tranzacțiilor prin internet. Un alt trend este skimming-ul, un proces de copiere a datelor stocate pe banda magnetică a cardului folosind dispozitive electronice speciale. În principiu, această operațiune se poate realiza în două zone, prima fiind la ATM, printr-un dispozitiv fixat pe fanta de introducere a cardului în vederea copierii informațiilor de pe banda magnetică și a unei tastaturi false sau a unei mini-camere video pentru înregistrarea PIN-ului în momentul introducerii acestuia. În al doilea rând, la POS-ul comercianților, în momentul în care este efectuată plata, cardul este trecut suplimentar și printr-un alt dispozitiv pentru a copia informațiile pe banda magnetică. Așa că fii atent mereu cum îți folosești cardul, pentru că este foarte important să previi aceste tentative de skimming. În primul rând, tastatura sau partea ATM-ului ce conține fanta de introducere a cardului este importantă. Poți încerca să le miști în plan vertical sau orizontal pentru a evita tentativele de fraudă la comercianți. POS-ul trebuie să fie la vedere, asigură-te că tu ești cel care face plata cu cardul, pe care nu trebuie să-l lași în afara razei tale vizuale. PIN-ul trebuie memorat și nu păstrat nicăieri în proximitatea cardului sau în portofel. De asemenea, la introducerea PIN-ului este bine să acoperi tastatura cu cealaltă mână. Am văzut și dispozitive acum care îți acoperă această zonă puse deja la ATM-uri. În ultimul rând, verifică lunar extrasul de cont, astfel încât dacă apar tranzacții suspecte și se trag bani, se fură bani de pe contul tău, să realizezi imediat și să te adresezi băncii și autorităților cât mai rapid. În cazul fraudelor de tip malware, care apar la online banking, vorbim de aplicații software instalate fără știința ta și coduri malicioase pe calculator pentru colectarea datelor, accesarea rețelei, interceptarea datelor transmise, obținerea de drepturi de administrare asupra stației calculatorului tău sau rețelei de sisteme. Cum previi aceste cazuri? În primul rând, instalezi un antivirus actualizat permanent. De asemenea, folosește aplicații și sisteme de operare din surse sigure și actualizate atât pe telefonul mobil cât și pe calculator. Nu deschide link-uri necertificate sau atașamente din e-mail-uri ale unor persoane pe care nu le cunoști. În episodul următor o să vorbim despre promisiunile false de investiții, câștiguri fabuloase promise la riscuri minime. Trebuie să înțelegem că așa ceva nu există, să fim sceptici și să verificăm toate aceste promisiuni. O să vedem și în episodul următor ce măsuri de prevenție să ne luăm. Așa că ține aproape și nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
Continuă călătoria și învață să pui bani în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.